Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Prea iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul. Amin. Am dorit mai întâi de toate să mulțumim Domnului și pentru sărbătoarea aceasta minunată, pentru sărbătoarea de ieri și pentru toate binecuvântările pe care Domnul ni le-a rânduit până în clipa de față. Dacă aș începe cu un cuvânt, cu acesta aș începe. Care din toți care suntem aici ne temem? Și fiecare în parte să ne putem da răspuns în ființa și în conștiința noastră. Dacă ne temem și de ce ne temem? Aceasta o spun pentru că vineri seara, înainte de adunarea care a fost ieri, fiind împreună cu frații vârstnici și cu cei bătrâni acolo la sală unde ne-am strâns la ora de rugăciune, a venit vorba despre o răspundere pe care frații bătrâni, fiind acolo și cei mai în vârstă, cu toții se gândeau că va veni adunarea mâine. Și așa cum spune Părintele Iosif, mă tem ca nu cumva să torn apă în vinul acesta pe care l-am primit. În vinul acesta care a venit de sus. Și a început să mă frământe și pe mine din clipa aceea. Teama aceasta, am spus, Doamne, de atâtea ori venim în adunarea Ta, de atâtea ori am îndrăznit să ne ridicăm în numele Tău. Și privind la părinții și înaintașii noștri, vedem că cine a fost această teamă. Și la adunarea de tineret care a fost la Comănești, pe pleantul acesta spune un cuvânt așa, Condacul și icosul înainte prăznuirii botezul Domnului și spune la apa Iordanului venind astăzi Domnul a strigat către Ioan nu te teme a mă boteza că am venit să mântuiesc pe Adam cel întâi zidit nu te silesc pe tine botezătorule să treci hotarele nu ți zic ție spune-mi ce grăiești celor fără de lege și ce îndemn pe păcătoși, nu mai botează-mă, tăcând și așteptând cele ce se spun despre botez, că pentru aceasta vei avea învrednicirea care nu a fost dată îngerilor. Și chiar mai mare decât prorocii te voi face, că dintre aceia nici unul nu m-a văzut în chip lămurit, ci numai în închipuiri și în umbre și în vedenii în somn. Iar tu mă vezi stând înaintea ta după dorință, că am venit să mântuiesc pe Adam cel întâi zidit. M-am oprit asupra acestor cuvinte, nu te teme a mă boteza. Și am stat și m-am gândit și am meditat la ele, prea iubiții noștri, frați și surori. Și știm cu toții cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul, marele om trimis de Dumnezeu, așa cum spune cuvântul, fosta om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit în lume ca să mărturisească despre lumină. Și am stat și m-am gândit, prea iubiți frați și surori și fiecare dintre noi să stăm, să ne putem gândi și să ne putem adânci în ființa noastră. Când venim și în locul acesta, când stăm și pe băncile acestea, și ca tineri, și ca bătrâni, și ca vârstnici, și ca cei care îndrăznim, să venim în locul acesta să mărturisim. Și am spus, Doamne, ce fel de om ai trimis Tu pe pământul acesta, Sfântul Ioan Botezătorul, om trimis de Tine? Și El a spus, El nu îndrăznea, eu am trebuință de Tine să fiu botezat și Tu îmi ceri mie să vin a Te boteza. Și am spus, câtă teamă sunt în oamenii în care Domnul Dumnezeu lucrează cu adevărat puternic, oamenii pe care Domnul Dumnezeu i-a trimis. Și n-a venit, n-a trecut departe, mintea mea s-a oprit la Părintele Iosif. Exact ceea ce aminteam în seara de vineri seară, când frații cu toții au citit din ceea ce este oastea Domnului, când Părintele Iosif spune despre răspundere pe care o simțea, despre teama pe care o avea în ființa sa. Prea iubiții mei, frați și surori, această teamă nu vine de aici, de pe pământ. Această teamă nu vine de la oameni. Această teamă, dacă pătrunde într-un suflet, se datorează tot puterii dumnezeiești. Pentru că și nu era o lucrare dumnezeiască, nu era o lucrare pământească pe care trebuia să o facă Sfântul Ioan Botezătorul,
trebuia să vină să boteze pe Domnul Iisus, pe Mântuitorul nostru. Așa cum și Părintele Iosif era în lucrarea aceasta. Domnul a lucrat prin el, Domnul a conturat prin el lucrarea aceasta atât de minunată. Și nu i-a fost teamă să mărturisească, căci aceasta este lucrarea, așa m-a îndemnat. Dar spune un lucru, mă tem ca nu cumva să mă amestec eu în ea, în vinul acesta pe care l-am primit. Pentru că se poate de prea multe ori, dragii mei, să primim și noi lucrarea aceasta tainică a lui Dumnezeu, să chiar să trecem prin nașterea din nou. Dar această teamă se poate pe parcurs să dispară din viața noastră, nemai rămânând așa cum au fost părinții noștri și înaintașii noștri. De aceea spun despre teama aceasta care ar trebui să fie în orice suflet. Ea nu poate veni de jos, nu poate veni de la frați, nu poate veni de la părinți. Această teamă și răspundere vine numai în clipa când sufletul ajunge să treacă prin starea aceasta a nașterii din nou, cum au fost părinții și înaintașii noștri. Ei au fost cutremurați și s-au cutremurat în fața acestei mișcări. Ei au văzut din toată inima, căci nu este o lucrare pământească, este lucrare dumnezeiască. De aceea orice suflet care a ajuns să treacă prin această stare, el nu poate sta oricum, el nu se poate ridica oricum, el nu poate trăi oricum, el nu poate fi indiferent de frați, el nu poate fi indiferent de lucrare. Când frații îl cheamă, el merge, când frații sunt plecați, el pleacă cu ei. Așa cum a fost sala pregătită acolo, când cu toții au venit și au pus o mână de ajutor. La fel este și în lucrul duhovnicesc. Dar aici este lucru prin Duhul Sfânt, când Duhul Sfânt suflet din frații care își doresc și simt și au pe ființa lor. Pe întreaga ființă au răspunderea aceasta. Dar o răspundere nu poate să fie până când nu este o teamă care vine de sus. Nu este o teamă, nu ne leagă nimeni. Nu ne este teamă, nu le-a fost teamă părinților și înaintașilor noștri să facă adunări prin case. Ei s-au temut de puterea de sus care era, de felul minunat al lucrării pe care l-au primit. Teama autorităților, teama închisorilor a dispărut. Dar teama aceasta care vine din Dumnezeu este mult mai mare și nu se poate compara cu nimic de pe pământul acesta. De aceea, prea iubiții mei, frați și surori, și în cuvântul de astăzi, în Evanghelia aceasta minunată despre Zacheu, spune cuvântul, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Cât de greu este, spune fratele Traian, într-o poezie, ce grea e lupta sfântă când privești spre ce nu vezi. Acest om nu era bolnav, Zacheu. Nu suferea de nimic. Nu avea un copil bolnav. Nu avea o fiică bolnavă. Și totuși avea atâtea bogății. Dar am stat și m-am gândit, Doamne, de unde totuși a venit gândul acesta? De unde a venit dorința aceasta? El a alergat să-l vadă. În ființa lui s-a născut ceva. Peste toate câte avea, pentru că ce ajunsese să aibă și bani, era mai marele vameșilor, avea și putere. Dar nu faptul că ai bani, nu faptul că ai putere, nu aceasta îți dă o mulțumire în lumea și pe pământul acesta. Nu faptul că ai ajuns și te-ai căsătorit, nu aceasta îți dă o putere și o mulțumire. Nu faptul că ai ajuns să ai copii. Faptul că vei avea o răspundere de dată în fața dreptului judecător. Dacă noi simțim lucrul acesta, prea iubiții noștri, frați și surori, atunci vom veni cu teamă fiecare dintre noi când vom veni în locul acesta. Și mi-aduc aminte de un cuvânt al fratelui Arlambe, mi-a spus la o nuntă, de ce stai jos? Trebuie să te ridici să spui. Atunci poate eram la început. Dar stând, am zis, Doamne, trebuie să-i ascultăm. Ei sunt părinții noștri, ei sunt acei prin care a venit lucrarea până la noi. Și trebuie. Și de fiecare dată când frații spun, trebuie să se pregătească tinerii. Dragii mei tineri, și eu mă gândesc, Doamne, sunt frați lucrători, dar și noi trebuie să pornim, și noi trebuie să punem mâna, și noi trebuie să lucrăm împreună cu ei, cât sunt ei.
căci ca mâine ei vor pleca dintre noi și atunci ce vom ști noi să lucrăm? Dacă astăzi cât sunt ei cu noi, noi nu lucrăm, noi nu punem mâna la lucru, noi nu punem la îndemnul lor, credem din toată inima, căci ei ne vor tot binele din lume, căci sunt în lucrarea aceasta. Și este o durere pentru fiecare părinte care nu-și vede copilul, așa cum se amintea ieri la adunarea de tinere. Câtă bucurie este pentru o mamă, pentru un tată, când își vede copilul că vine și se predă Domnului. Nu că vine până la adunare sau până la biserică, căci ajunge până la Domnul Iisus. Când orice suflet ajunge până la Domnul Iisus, acolo este o nădejde, acolo pleacă o responsabilitate în sufletul acela. Și el dorește să rămână cu Domnul. Iar dacă dorim să rămânem cu Domnul, suntem cu frații pretutindeni și suntem cu ei și ne simțim cu ei de fiecare dată fericiți și împliniți. Domnul Iisus l-a văzut pe Zacheu, a văzut așa cum ne vede pe fiecare dintre noi, ce este în inima și în ființa noastră a fiecăruia, ce gânduri sunt peste toate acestea ale lumii, dragii noștri. Și așa cum am spus, el nu era nici bolnav, nu căuta nici sănătate, nu căuta nimic. A vrut să-l vadă. Dar cum să-l vadă dacă el nu-l cunoștea? La aceasta a venit lucrarea oastei Domnului, preaiubiții noștri, frați și surori. Poate căutam și noi să ne rugăm, căutam și noi să mergem la biserică. Dar Domnul a văzut în adâncul ființei noastre că noi căutăm ceva și Domnul ne s-a făcut descoperit. Oricât ni s-ar părea nouă că facem, că am lăsa, că am renunța. Când Domnul Iisus l-a chemat pe Zacheu și a spus, Zacheu, dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Atunci toate, când Domnul cheamă, glasul care este din partea Domnului, preaiubiții mei, te dezbracă de tot ce ți s-a părăiat ție că ai, că e bogăție, că este funcție, că este măreție. Când Domnul cheamă pe un suflet, îl dezbracă de tot ceea ce este pământesc, de tot ceea ce este firesc, de tot ce i s-ar părea lui. Aceasta este diferența între toate glasurile care sunt pe pământ. De aceea, Zacheu, când Domnul l-a coborât, când Domnul a strigat, el a coborât lăsând toate și rușinea lăsându-o la o parte. Spune Părintele Iosif în cărticica aceea despre Zacheu, Zacheu a putut și a biruit această rușine pe care și noi trebuie să o biruim. Eu sunt convins din toată inima că și ieri la adunarea de tineret mai erau multe suflete. Și poate multe suflete și-au pus un gând bun ca începând de ieri să pornească și ele mai hotărâte pe calea Domnului. Dar rușinea nu le-a dat voie. Și rușinea nu sunt alții decât tot între noi aici este rușinea, dragii mei. Ne uităm în stânga și în dreapta, privim la cei de lângă noi și zicem, mă vede fratele, mă vede sora, mă duc să mă predau, să încep o viață nouă. Dar mie este rușine că vin de atâta timp în adunare. Aceasta face rușinea și rușinea este din partea celui rău, din partea celui viclean. Căci vicleanul este viclean și caută el cu fel și fel de minciuni. Căci și rușinea este tot o minciună, dragii mei. Și este o minciună prefăcută în viclenia celui rău și caută prin această rușine ca să ne amânăm și mereu să amânăm starea aceasta. Și spune cuvântul Domnului, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avraam. Domnul Iisus a făcut multe minuni și toți cei care îl urmăreau și căutau să-l prindă pe Domnul Iisus, spune Sfântul Ioan, gură de aur, atât de clar. Când Domnul Iisus mergea și făcea minuni, tămăduia pe bolnavi, pe leproși, cum a fost duminica trecută, când vindeca pe orbi, când vindeca pe șchiopi, când vindecau pe toți de orice boală și neputință, spune cuvântul, căci nici fariseii, nici cărturarii, nici toți cei care căutau să-l prindă, nu-l puteau învinui de nimic, pentru că Domnul ceea ce spunea, aia se petrecea cu cel bolnav, cu cel neputincios, pentru că era Domnul Iisus, era Fiul lui Dumnezeu și nu puteau să-L conteste, nu putea să spună nimic. Dar spune că în învățătura pe care Domnul o dădea, spune că ei nu puteau să primească învățătura. Și spune dacă nu puteau să-L învinuiască în privința tuturor faptelor bune, în privința tuturor vindecărilor pe care le făcea, spunea că nu poate să-l învinuiască și nu poate să spună nimic, că le închidea gura. Spune că în privința aceasta învățăturii nu puteau să-l suporte,
Aceștia erau oamenii care nu puteau. Cum s-a întâmplat și astăzi, când a spus despre Zacheu, a intrat în casa unui păcătos, unui vameș. Prea iubiții noștri, frați și surori, nu m-am dus cu gândul departe. M-am dus cu gândul la lucrarea oastei Domnului. Roadele lucrării oastei Domnului nu le-a putut nimeni contesta. Și nimeni n-a putut să spună că și nu sunt roade din partea Domnului. Dar învățătura ei este greu de primit. Pentru cei care au primit și au mers pe altă cale. De aceea poate că nu este înțeleasă. Dar noi trebuie să aducem și să vadă roade și atunci nu vor mai avea ce să spună nimeni despre lucrare, căci nu este dumnezeiască. Pentru că întotdeauna roadele vor vorbi. De aceea Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne dorim lucrul acesta, ca roadele să vorbească. De aceea când lucrarea a pornit, când Părintele Iosif a întemeiat-o pe acest pământ, roadele vorbeau, de aceea a fost primită, a fost îmbrățișată, dar vrăjmașul nu a dorit. Domnul să ne ajute pe fiecare să putem să ajungem până la starea aceea minunată a nașterii din nou, să simțim o teamă din partea Domnului. Nu este o teamă care vine din frică, dragii mei, este o teamă care vine din dragoste, pentru că sufletul când vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus, El din dragoste pleacă după Domnul și nu este teamă de nimic. Căci din frică nu merg mult, nu merge până la capăt, merge o vreme, cum spune Sfântul Apostol Pavel, căci noi n-am primit un duc de frică, ci un duc de înfiere, care îi spunem, Tată, aceasta este bucuria noastră de care noi mergem. Și teama este, Doamne, fă să nu mă tem de nimic decât de Tine și de pofta care-mi vine. Aceasta spunea fratele Traian. Și eu cred în toată inima că și pentru un suflet care Domnul s-a îndurat de el, și el are în ființa și în conștiința sa această teamă, nu o altă teamă decât teama de păcat, teama de Domnul ca să nu-L supere, să nu-L întristeze, așa cum pe cel de lângă noi, pe cel drag, pe cel iubit. Aceasta avem și noi o teamă, cum să ne purtăm, cum să umblăm, să nu-L supărăm, să nu-L întristăm. Când în fiecare dintre noi va fi această stare, se va ajunge la o dragoste, la o părtășie, la o simțire, așa cum ne-a dorit Părintele Iosif prin lucrarea aceasta. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi, să ne dorească puterea, ca atunci când vom simți glasul, că Domnul ne cheamă, să nu mai amânăm, să dăm la o parte orice rușine și orice stare, ca să punem un legământ și o hotărâre pentru totdeauna. Amin. Slăviți să fie Domnul!